Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele informații ale acestei ediții. Liberalii de la municipiu și-au depus candidaturile pentru Consiliul Local. Avertisment de la inspectorii OPC pentru cumpărătorii giurgiuveni. Bunuri contrafăcute confiscate la frontieră. Expoziție cu vânzare la Muzeul Județean. Astra Giurgiu fără emoții cu ASEA Târgu Mureș. Azi a fost ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale din iunie, motiv pentru care majoritatea candidaților din partea partidelor, dar și independenții, s-au grăbit să-și depună dosarele. Astfel au procedat și candidații Partidului Național Liberal, care de azi sunt oficial candidați pentru Consiliul Local. Cu dosarele pregătite din timp și plin de optimism, așa s-au prezentat liberalii giurgiuveni la biroul electoral municipal. Azi a fost ultima zi în care partidele politice, alianțele electorale, minoritățile și candidații independenți au mai putut depune candidaturile pentru alegerile din iunie. Organizația municipală a PNL, condusă de Florian Nicolae, se va prezenta în fața alegătorilor cu candidați din toate domeniile de activitate, oameni bine pregătiți, gata să vină cu proiecte pentru dezvoltarea orașului. Ați depus astăzi dosarele cu candidații la Consiliul Local. Ce le puteți spune giurgiuvenilor despre liste și despre candidați? Suntem o echipă unită, suntem o echipă învingătoare, avem soluții pentru dezvoltarea orașului și pentru creșterea bunăstării oamenilor din orașul nostru. Suntem o echipă care reprezentăm toate zonele orașului Giurgiu. Considerăm că primarul împreună cu echipa de consilieri din partea Partidului Național Liberal va fi o echipă câștigătoare. Iată cum arată lista candidaților PNL pentru Consiliul Local. Nicolae Florian, Adrian Anghelescu, Ladislau Pic, Cătălin Funieru, Adelina Sârbu, Mihai Matei, George Țigănilă, Mirela Ciulacu, Alina Meclea, Gheorghe Bușcu, Sorel Micu, Alin Guțu, Gheorghe Spoială, Nicolae Dobrin, Monica Lăceanu, Petre Slăvescu, Florea Trăznea, Gheorghe Vlad, Georgeta Lazăr, Emil Epure și Ioneli Petrescu. Conform calendarului alegerilor locale, candidaturile vor rămâne definitive la data de 4 mai. Campania electorală pentru alegerile locale va începe pe 6 mai și se va încheia pe 4 iunie. Și Organizația Județeană a Partidului Național Liberal are de azi, în mod oficial, candidați la Consiliul Județean Giurgiu. Dosarele acestora au fost depuse la biroul electoral județean. Copreședinții PNL Giurgiu, Dumitru Beianu și Gheorghe Ștefan s-au prezentat azi la biroul electoral județean pentru a depune dosarele cu numele candidaților la Consiliul Județean. A fost o procedură simplă, fără probleme, așa că oficial candidații PNL pot apărea în fața electoratului pentru a-și prezenta proiectele. Avem priorități. Pe lângă cea mai importantă, aceea identificării unor soluții pentru locuri de muncă, prioritățile noastre ale PNL-ului sunt educația și sănătatea. Știm ce trebuie făcut, știm că putem găsi soluții unele chiar spectaculoase pentru aceste probleme, dar, repet, avem nevoie de încredere și avem nevoie să ajungem să luăm aceste decizii. Consider că este cea mai bună echipă pe care un partid politic o oferă giurgiuvenilor, începând de la domnul Beanu, pe care îl susținem pentru o nouă funcție de președinte al Consiliului Județean, după un mandat de excepție 2008-2012. Sunt bucuros că după negocieri îndelungate am reușit să venim în fața giurgiuvenilor și a electoratului giurgiuvean cu candidați care să respecte toate criteriile de integritate ale Partidului Național Liberal. De altfel, fiind singurul partid cu criterii de integritate, respectăm pe de altă parte egalitatea de gen, de șansă. Avem 30% și la municipiu și la județ femei și tineri. Avem profesioniști, sunt convins că voturile giurgiuvenilor vor face astfel încât peste 4 ani de zile, având la conducerea Consiliului Județean o echipă liberală, viața giurgiuvenilor să fie mai bună, mai frumoasă. Sunt convins că, așa cum îl știu pe domnul Beanu, va promova și va crea condiții și facilități dezvoltării mediului de afaceri în județul Giurgiu. Și dacă îmi mai doresc ceva, îmi doresc ca din 6 iunie
președintele acestei instituții să fie domnul Beanu, iar la primărie să fie domnul Florian Nicolae. Giurgiuvenii trebuie să gândească mult înainte să voteze și au o lună la dispoziție, o lună jumătate de acum încolo. Și trebuie să vină lângă Partidul Național Liberal să știe că totdeauna tot ce a fost bine pentru Giurgiuveni a fost datorat și Partidul Național Liberal. Avem multe de făcut. În 2008, când domnul Beanu era președintele Consiliului Județean, eu vicepreședinte, am început câteva proiecte de infrastructură rutieră, proiecte care au continuat și în mandatul acesta, dar nefinalizate. Consider că după data de 5 iunie, când domnul Beanu va deveni președintele Consiliului Județean, să finalizăm aceste proiecte de infrastructură. Sunt trei drumuri extraordinar de importante, drumuri accesate pe fonduri europene și mă refer la 411, DG603, DG504, pentru că, vedeți, noastră, fără infrastructură rutieră, nici investitorii nu vin în județul Giurgiu. Cu 8 ani în urmă, județul Giurgiu era asfaltat în proporție de 25%, adică 72 de kilometri de drumuri județene modernizate. Astăzi, când vorbesc, peste 90% din drumuri județene sunt modernizate, iar acest lucru nu avem cum să nu spunem că domnul Beanu în 2008 a început aceste proiecte. Vedeți, noastră avem, din punctul meu de vedere, fără a fi subiectiv, cea mai bună echipă de consilieri județeni de departe. Sunt oameni care au lucrat și lucrează în administrația publică, persoane care au mai fost consilieri locali și județeni cu mare experiență în administrația publică. Giurgiuvenii trebuie să vină la vot pe 5 iunie și să dea votul consilierilor locali și județeni ai Partidului Național Liberal. Liberalii giurgiuveni sunt ferm convinși că echipa pe care o vor prezenta giurgiuvenilor la alegerile din iunie va fi una de succes, având în vedere că au proiecte pregătite pentru dezvoltarea județului. Perioada premergătoare sărbătorilor pascale reprezintă un moment de vârf pentru activitatea comercială privind comercializarea produselor specifice. Comisarii de la Protecția Consumatorului trag un semnal de alarmă și spun că giurgiuvenii trebuie să cumpere produse doar din locurile autorizate. Alimentele expuse spre vânzare pe trotuare sau în portbagajele mașinilor, chiar dacă sunt vândute la un preț mai mic, reprezintă un risc pentru cumpărători. Cum se întâmplă de fiecare dată în perioada premergătoare sărbătorilor mari, vânzătorii ambulanți încep să-și facă apariția în piețe și pe la colți de stradă. Chiar dacă mulți dintre consumatorii aleg să cumpere de la aceștia pentru că prețul produselor este mai mic față de cel perceput de către cei autorizați, nimeni nu se gândește la ce riscuri se supune. Pentru a nu se confrunta cu situații în care astfel de persoane pun în pericol sănătatea consumatorului, comisarii de la Protecția Consumatorului vă recomandă să cumpărați din locuri autorizate produsele specifice sărbătorilor pascale. În perioada premergătoare sărbătorilor pascale, ca în fiecare an, comisarii instituției noastre vor fi prezenți în zonele fierbințe ale județului Giurgiu pentru a acționa în sistem integrat cu alte instituții care au atribuții în domeniu, în vederea protejării consumatorilor, achiziționarea produselor specifice aceste perioade. Cu această ocazie recomandăm consumatorilor să fie foarte atenți la achiziționarea produselor și acestea să fie luate din locuri autorizate. În această perioadă, cele mai vândute alimente sunt carnea de miel, peșele, ouăle, vinul și produsele de patiserie. Având în vedere că 90% dintre acestea pot fi cumpărate la fiecare colț de stradă, riscul de îmbolnăvire crește semnificativ. Pentru a diminua numărul vânzătorilor ambulanți, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Giurgiu va intensifica controlele în sistem integrat la produsele specifice sărbătorilor pascale. Sculptură, pictură, grafică, tapiserie și artă decorativă, acestea sunt domeniile lucrărilor ce alcătuiesc expoziția vernisată astăzi la Muzeul Județean Teohari Antonescu din Giurgiu. Deschisă în intervalul 26 aprilie-26 mai 2016, expoziția face parte din proiectul denumit Ferestre deschise Dunărea de la Vărsare la Izvoare. Lucrările pot fi achiziționate de către doritori, iar fondurile strânse se vor folosi pentru susținerea proiectului. Muzeul Teohari Antonescu și Fundația Culturală Elena Surdu Stănescu sunt organizatorii expoziției vernisate astăzi la Instituția de Cultură din Giurgiu. Deschisă pe parcursul unei luni, între 26 aprilie-26 mai 2016, expoziția adăpostește lucrări de pictură realizate în tehnică mixtă, ulei pe pânză sau aquaforte, de grafică, de sculptură în marmură,
metal și lemn, ori teracotă, dar și de tapiserie sau artă decorativă. Expoziția colectivă de la Giurgiu face parte din proiectul cultural ce poartă numele Ferestre Deschise, Dunărea de la Vărsare spre Izvoare, un proiect din care se desprinde ideea realizării de lucrări în spiritul locurilor din care provin autorii creațiilor. Astăzi, Muzeul Județean Giurgiu venisează expoziția Ferestre Deschise, Dunărea de la Vărsare la Izvoare, pe care am organizat-o cu Fundația Elena Surdu Stănescu. Noi am avut discuții anterioare până să facem această expoziție și în urma discuțiilor, astăzi facem venisaj la această expoziție. Este o expoziție de grup la care participă mai multe artiști. Încep prin a vă mulțumi pentru prezența dumneavoastră, a mulțumi gazdelor care nici nu mă așteptam să fie altfel decât cu o foarte mare amabilitate și deschidere spre această fereastră pe care noi am gândit să o plecăm, de să o deschidem din Giurgiu, pentru că aici este și podul prieteniei și acest vis al nostru de a face o expediție cu lucrările de artiști din România și din țările pe care le vom parcurge pe traseul Dunării. Lucrările care sunt expuse la Muzeul Giurgiuvean se pot cumpăra de către doritori, iar cu fondurile obținute se dorește susținerea proiectului, a cărei idee a apărut la Sulina. Derulat în mai multe etape, prin localitățile riverane fluviului din sudul țării, proiectul Ferestre Deschise, Dunărea de la Vărsare la Izvoare, se vrea a deveni dintr-o manifestare de artă românească contemporană, un festival al artei dunărene internaționale. 120 de flacoane de parfum și peste 650 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte au fost confiscate de polițiștii de frontieră giurgiuveni în numai 24 de ore. Bunurile susceptibile a fi contrafăcute au fost introduse în țară de 5 cetățeni români și un cetățean turc. Valoarea bunurilor depășește 80.000 de lei. În ultima perioadă, numărul celor care au încercat să introducă ilegal în țară produse contrafăcute a crescut semnificativ. Fie că sunt cetățeni români ori de altă naționalitate, bunurile pe care aceștia aleg să le introducă ilegal în țară prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu sunt parfumuri și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Astfel de produse au fost găsite și confiscate recent de către polițiștii de la frontieră. Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu au descoperit și confiscat 120 de flacoane de parfum și peste 650 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, inscripționate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, pe care 5 cetățeni români și un cetățean turc încercau să le introducă ilegal în țară. Cantitatea de produse a fost confiscată în numai 24 de ore. Cele 6 persoane le-au declarat polițiștilor că au cumpărat produsele dintr-un bazar din Istanbul și urma să le valorifice pe teritoriul localităților de domiciliu. Bunurile în valoare totală de aproximativ 81.180 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontier fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată. Fotbalist francez, născut pe 26 aprilie 1981, Mathieu Delpierre este din iunie 2014 component al echipei australiene FC Victory din Melbourne. Cu un palmares demn de laudă, Delpierre se bucură de o destul de largă popularitate atât în Europa cât și în Australia. În țara cangurilor, cu echipa la care este legitimat în prezent, a câștigat campionatul în 2015. Născut în Franța, la Nancy, pe 26 aprilie 1981, Mathieu Delpierre a început fotbalul profesionist din 1999. În iunie 2014 face parte din compartimentul defensiv al echipei australiene de primă ligă, Football Club Victory Melbourne, grupare fotbalistică câștigătoare a campionatului din țara cangurilor un an mai târziu, în 2015. În calitate de fundaș al echipei australiene, francezul a reușit de mai multe ori să ridice în picioare suporterii în tribune și să accelereze ritmul comentatorilor TV, mai ales la marcarea golurilor pentru echipa de la Antipos. Iată, spre exemplificare, un scurt fragment dintr-o partidă a sezonului 2014-2015 câștigată de echipa australiană și prin contribuția francezului marcator.
se întâmpla în partida susținută contra australienilor de la Western Sydney Wanderers. In the book why there wasn't a card shown for that challenge, but they may take full toll here, and they can do, and they are in front. The Melbourne victory, the first goal of season 10 goes to the new boy, Mathieu Del Pierre. Până să devină jucător al echipei din Australia, Del Pierre a mai trecut pe la Lille, OSC, a jucat în Germania la Verein für Bevengünspiele Stuttgart sau TSG Hoffenheim. La Naționala Franței este pentru prima oară convocat în martie 2008, iar dacă s-ar apela la alte date extrase din competițiile europene, ar trebui subliniate următoarele isprăve ale francezului. 25 de partide susținute în Cupa UEFA sau Europa League, 15 în Liga Campionilor, 161 în Bundesliga și 81 în Ligue 1. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu TV Giurgiu, imediat urmează rubricile Sport și Meteo. Astra Giurgiu a ajuns la un punct distanță față de câștigarea primului titlu de campion a României, după ce aseară a învins în deplasare pe AS Ardealul Târgu Mureș, cu un scor care spune totul despre forma echipei, 4-1. Giurgiuveni au dominat categoric partida și s-au impus fără emoții în duelul cu adversarii săi, mai ales după ce Găman a deschis scorul în minutul 28, după un penalty obținut de Ali Bec. Găman execută gol! Scorul în minutul 29 înscrie Valerica Găman. Astra s-a aflat la conducerea jocului și în repriza a doua, iar în minutul 50 Teixeira a marcat după acțiune personală. A urmat prestația lui Ali Bec, care în minutul 76 a majorat diferența cu un șut de la 10 metri. Apoi în minutul 84 Goropsov a marcat un gol superb cu un șut de la 18 metri. Două minute mai târziu, Daniel Flore a adus replica giurgiuvenilor cu ultimul gol al meciului. Pasa pentru Daniel Niculae, poziția este regulamentară, Niculae! Și este gol! Înscris de Florea! Mai avem un punct, mai trebuie să facem un punct, sperăm să-l facem cât mai repede la meciul cu Dinamo și să primim laudele, meritele noastre să fie încununate și să ne bucurăm în fața propriilor suporteri. De data asta sper să vină lumea din Giurgiu, pe lângă familiile noastre, fiindcă acești băieți minunați merită la modul de cum au condus acest campionat, 27 de etape pe primul loc, ni s-au și înjumătățit punctele, iar în play-off suntem echipa care a marcat cele mai multe goluri, care am câștigat cele mai multe puncte și nu cred că cineva poate să conteste. Giurgiuvenii mai au de jucat cu Dinamo acasă și cu Pandurii în deplasare, iar Steaua cu Pandurii acasă și la AS Ardealul Târgu Mureș. Aseară, pe terenul sintetic, la balon de pe Șeseaua Prieteniei, a luat startul cea de-a doua ediție a Ligii Prieteniei Giurgiu. Competiția fotbalistică este organizată stil campionat între 12 echipe de amatori și este organizată de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu și susținută de candidatul la primăria Giurgiu, Florian Nicolae. Ca și în iarna anului trecut, când s-a încheiat prima ediție, echipele care s-au aliniat la start sunt formate din 5 jucători de câmp și un portar. A început Liga Prieteniei sezonul al doilea, spunem noi cel mai interactiv show de divertisment fotbalistic organizat la Giurgiu. Avem 12 echipe înscrise la startul competiției. Jucătorii au dorit să joace în sistem campionat, fiecare cu fiecare, motiv pentru care astăzi avem 3 meciuri organizate. Față de prima ediție desfășurată anul trecut, sezonul 2 al Ligii Prieteniei vine cu noutăți. Ce face diferența între campionatul pe care îl organizăm anul acesta? Am avut în noiembrie 2015 un sistem cupă organizat în 4 grupe a câte 4 echipe, însă anul ăsta vom juca în stil campionat. Echipele înscrise vor avea posibilitatea să se bucure alături de noi de conceptul Liga Prieteniei și anume posibilitatea de a ieși la mișcare, să socializeze. Vom avea organizate două turnee, un turneu național și un turneu internațional.
De asemenea, vom avea petrecerile organizate în cadrul ligii și, de asemenea, pot să vă spun că vom merge în luna septembrie la Albena, unde avem organizat turneul Liga Prieteniei, iar primele trei locuri vor merge subvenționat de către Asociația Uniți pentru Giurgiu. Mai concret, aceștia vor juca un campionat cu 16 echipe și vor putea să se bucure de această competiție în sistem all-inclusiv, în sensul că vor avea asigurate transportul și cazarea la Albena în Bulgaria. În prima etapă au fost disputate 3 meciuri, urmând ca joi 28 aprilie competiția să continue cu alte 3 întâlniri. Miercuri vremea va fi predominant însorită și se va încălzi. Temperaturile maxime în apropierea celor normale se vor încadra între 14 grade la Miercurea Ciuc și 21 de grade la Timișoara. Dimineața locală în nord, centru și în zona submontană și izolată în rest se va forma brumă. În Giurgiu vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Dimineața vor fi 4-5 grade în oraș și spre 1-2 grade în zona preorășănească, iar la amiază va ajunge până la 18-19 grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 18 grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 19 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm, coloană de mercur, iar umiditatea de 52%. Apele Dunării sunt în scădere cu 15-25 cm, cota probabilă fiind 213 cm. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, puteți urmări în continuare emisiunea Între Da și Nu. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!